De bere artizanală și despre cei care o produc. Bună dimineața, Flori! Bună dimineața, Răzvan! Cu siguranță există o legătură între fotbal și bere. Acest lucru ne-l confirmă astăzi Matei Lucescu. Bună dimineața, Matei! Bună dimineața! Spune-mi, te rog frumos, cum ți-ai descoperit această pasiune? Păi am descoperit pasiunea asta pentru bere artizanală împreună cu soția mea, când am fost împreună la un festival, la primul festival de bere artizanală organizat în București, și pur și simplu ne-am îndrăgostit de tot ce înseamnă bere artizanală, de diferitele arome, de berile, de tot ce înseamnă această comunitate a producătorilor de bere artizanală. Avem și noi aici patru sortimente și aș vrea să vorbim despre fiecare în parte și să-mi povestești tu. Ce fel de bere avem acolo? Acolo avem o bere de tip ale, un IPA. Este berea noastră un pic mai aromată, cu niște arome de citrice pe care noi le oferim doar din hamei. Următoarea este o bere neagră, este o bere de tip lager. Următoarea este o bere hawaiană, care are niște arome tropicale de banane și de fructul pasiunii. Și ultima este berea noastră clasică blondă, cea mai vândută și cea mai consumată berea noastră. Berea neagră este cea mai tare? Nu. De fapt este berea noastră Hawaii, cu influențe Hawaii, fiindcă am folosit o drojdie belgiană care oferă niște note de banane și fructul pasiunii. Și are și o alcoolemie un pic mai crescută, 6,2%. Voi faceți aici și must de bere și vreau să-mi povestești despre el. Ce conține? Păi mustul de bere este făcut din apă și malț, unde noi lăsăm la o temperatură de aproximativ 70 de grade malț, încât să extragem zahărul natural din malț. După ce am terminat, îl trimitem la fiert. La fiert adăugăm hameiul pentru amăreală. Odată ce am fiert mustul de bere, îl trimitem la fermentat. Adăugăm drojdia și dacă urcăm sus, putem să vedem exact cum se face. Adi să urce și noi rămânem aici. Și spune ce o să vedem acolo. Acolo sus puteți vedea cum malțul stă în apă, încât să extragem la 70 de grade Celsius zahărul natural din malț. Bunicul tău știu că vine foarte des aici în fabrică. Da, îi place foarte mult berea noastră și este foarte implicat în a ne susține în primul rând. Și de fiecare dată când vine, se reîntoarce în București, îi trimitem o ladă cu bere acasă, încât să aibă pentru toată vacanța să fie pregătit. Tu când erai mic, toată lumea se aștepta să te faci fotbalist. Da, așa este și se pare că n-a fost așa. Cred că și părinții mei și bunicii mei se așteptau să fiu tot fotbalist, dar n-a fost să fie. M-a atras lumea asta a berii și a antreprenoriatului și cumva cele două pasiuni s-au întâlnit în această fabrică. Și acum asta ne ocupăm, mă rog, asta fac full time împreună și cu soția mea. Și chiar este un job care necesită foarte multă atenție, foarte multă dragoste, încât de fiecare dată berea să iasă perfectă. Totuși, ai fost portar, dacă mi-aduc eu bine aminte, nu? O scurtă perioadă de timp? Așa este, am avut o scurtă carieră de portar, dar eram cel mai scund din grupă, dintre toți colegii, și cumva, până la urmă, nu a fost să fie. Ulterior am crescut foarte mult, acum sunt cel mai înalt din familie, dar atunci nu aveam de unde să știm. Răzvan, cum se descurcă în rolul de bunic? Se descurcă foarte bine, chiar este un bunic extraordinar. Cu toți nepoții, că și sora mea are doi copii. Deci este bunica a trei nepoți. Tu ai o fetiță? Da, am o fetiță de 2 ani și jumătate. Cum este, nu știu, pasionată de vreun sport? Așa simți că va merge spre vreun sport? Are foarte multă energie și într-adevăr îi plac foarte mult insectele, să stea afară, să se joace, în băli, să sară. Este extrem de așa, un moment foarte frumos din viața ei. Matei, îți mulțumesc mult de tot că ai fost astăzi alături de noi. Răzvan, deocamdată atât de aici, mă întorc la voi. Mulțumim tare mult, Flori, să nu vii cu mâna goală. Ați auzit, Lucescu junior, m-ar fi junior, e foarte cumpătat, exact ca bunicul său. A zis că vine Nea Mircea în vacanță în România pentru o lună, două, cât au vacanță, și îi trimite o ladă de bere să aibă toată vacanța. Cum? Eu știu că Nea Mircea nu, dar o ladă. Da. Așa că vezi, Flori, dacă poți să ne aduci ceva, să gustăm și noi bere hawaiană. Mai de asta n-am băut. Făcuse-mă pasiune la un moment dat pentru berea belgiană. Au 3200 de etichete pe acolo. O grămadă de
berării și e foarte aromată, știi? Și foarte... N-am încercat niciodată, dar prefer cea care e mai puțin amară. De ce? Nu știu. Îți place berea dulce? Da, puțin mai dulce, nu foarte dulce. Cu spicy-uri. Da. Am înțeles, viața ta e plină de condimente. Oh, Doamne. Da, e nosfe pe culoare de la el, m-am luat cu condimente de pe 7 continente.